scris la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 8, voi începe de la versetul 5 până la versetul 25. Fapte 8 cu 5 la 25. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și școpi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, apostolilor le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta care, pentru ca peste oricine îmi voi pune numele să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale Samariei. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, ne plecăm înaintea ta, știind că tu ești un Dumnezeu care ne cunoști așa cum nu ne cunoaștem noi. Ne cunoști înăuntru nostru, ne cunoști exteriorul nostru. Doamne, vrem să te rugăm ca în această seară tu să ne cercetezi. Prin Duhul tău cel Sfânt, te rog ca să pătrunzi în adâncul sufletului nostru și să ne descoperi tainele ascunse ale inimii noastre, Doamne, și să dai la o parte tot ceea ce nu este plăcut înaintea ta, ca să putem vedea puterea ta cea mare la lucru în viețile noastre. Doamne, mă rog ca acest cuvânt pe care Tu mi l-ai dat, Doamne, să fie plin de puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, și pentru asta Te rog să mă sfințești, să mă curățești, Doamne, să pui în gura mea cuvintele Tale și să vorbești, Doamne, bisericii după nevoia fiecăruia dintre noi în parte, Doamne. Cercetează-ne, Te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos și Tu să-ți primești slava pentru toate în veci. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. După multe vineri, seri în care am fost în Galateni, am primit harul să schimb cartea Galateni. Și am schimbat-o tot cu o carte care merge în aceeași direcție, cu Cartea Faptele Apostolilor. Mă bucur că pot să slujesc în această seară și mă bucur pentru acest cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat, pentru că cred că avem nevoie în aceste vremuri să ne cercetăm, să ne examinăm credința, viața, umblarea cu Dumnezeu, astfel încât să ne asigurăm că avem parte de o credință solidă, o credință autentică. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre o credință cel puțin ciudată. La un moment dat, vedem în capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, că apare un om, un personaj, care spune cuvântul lui Dumnezeu că a crezut și s-a botezat. Dar atunci când interacționează cu Petru, Petru îi spune, cum ai crezut tu și ce ai crezut tu nu e bine. Capitolul 8 începe cu persecuție și începe cu partea aceea de persecuție care îi face pe ucenici să se împrăște de Ierusalim. Noi știm că în Fapte 1 cu 8, Domnul Iisus Hristos le-a spus, mi-o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Ucenicii s-au cam blocat la Ierusalim și au zis, nu plecăm. Nu ne place în Ierusalim, biserica creștea, era har, era totul bine și frumos acolo. Și atunci Dumnezeu
trimite un val de prigoană peste biserică. Și din fapte 7 și mai departe, biserica se împrăște. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că din cauza prigoanei care a pornit de la Ștefan, mulți au plecat de Ierusalim. Și Filip, unul dintre cei ce a plecat de acolo, s-a dus în cetățile Samariei, așa cum dorea Dumnezeu și cum intenționa Dumnezeu, și acolo ce făcea? S-a ascuns? A căutat să fie el în siguranță, să fie el bine, să fie el la loc bun? Nu. Propovădea cuvântul lui Dumnezeu, spune aici, pe Hristos, în versetul 5. Propovădea pe Hristos, adică îl înălța pe Hristos. Filip avea o credință activă, o credință folositoare celorlalți, o credință în care Hristos era înălțat, Hristos era ridicat, Hristos era pus în față. Vă spuneam și la studiu în Galateni, vă spuneam și vă spun și acum, și o să vă spun ori de câte ori am ocazia, orice credință autentică, orice credință adevărată, îl va înălța pe Hristos, îl va pune întotdeauna pe Hristos în fața noastră și ne va face să-L privim pe Hristos. Pentru că doar Hristos este suficient. Doar Hristos este necesar. Doar de Hristos avem nevoie ca mântuirea noastră să fie sigură. Și fără Hristos nu putem să facem nimic. Filip făcea asta. Dar imediat ce Filip face asta, vedem că acolo era un personaj care încearcă și el să facă altceva. Și Scriptura ne-l prezintă foarte clar că era un om interesant, un om important, un om care făcea tot felul de lucruri și ajunge și el să audă mesajul Evangheliei. Și spune cuvântul că a crezut, așa spune acolo, a crezut și el și a fost botezat. Dar nu era real în viața lui Hristos. Nu era real în viața lui schimbarea. Pot să vă spun că și astăzi pot să fie oameni în biserică, printre noi, vecini cu noi în bancă, și să nu fie o credință autentică acolo, să fie o credință artificială, o credință prefăcută. Și în seara aceasta nu vă chem să-i cercetăm pe alții, că nu ăsta e scopul nostru. Nu vă chem să cercetăm alte biserici sau alte religii din România sau alte religii din lume. În seara aceasta vă chem să ne facem o cercetare personală, o examinare personală și să ne verificăm credința noastră. Pentru că înaintea lui Dumnezeu noi vom sta și vom dea socoteală pentru noi înșine. Nu pentru copiii noștri, nu pentru frații din biserică, nu pentru păstori, nu pentru alții. Ci fiecare dintre noi se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală de credința lui. Și eu îmi doresc în această seară să nu avem o credință ciudată. O credință care să dea impresia numai de credință. Vedeți că sunt mulți în biserică care se poartă religios, se poartă formal, dar nu au nașterea din nou. Sunt mulți care vorbesc despre cer, dar nu au umblare în sfințenie. Sunt mulți care pretind că au credință, dar nu au roadele credinței în viața lor. Sunt mulți care știu data botezului, dar nu știu data când i-a cercetat Dumnezeu și le-a schimbat inima. Nu știu momentul acela, cel puțin, când Dumnezeu le-a vorbit și a intrat în viața lor. Sunt mulți la care le place să vorbească despre Hristos, dar nu le place să vorbească despre cruce, despre a lua crucea, despre a fi un ucenic, despre a spreda viața lui Hristos. Sunt mulți la care le place și știu multe despre harul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, gratuit, ieftin, dar nu vor să plătească prețul uceniciei, prețul urmării lui Hristos. Sunt mulți care s-ar putea să fie foarte aproape de împărăție și totuși să fie foarte departe de ea. Tozer spunea, într-un mod remarcabil, în felul următor: după părerea mea, cred că sunt zeci de mii, sute de mii sau poate chiar mai mulți care au fost aduși într-o anumită experiență religioasă în biserică, dar niciodată nu au fost mântuiți. E un pericol foarte real. Să ai parte de o experiență și să nu ai parte de mântuire. Să ai parte de o emoție și să nu ai parte de o naștere din nou. Să ai parte de ceva și să nu ai esențialul. De ce? Pentru că ăsta e scopul celui rău. Scopul diavolului este să distrugă tot ceea ce Dumnezeu face frumos. Încă de la creație, scopul principal a fost să înșele, să amăgească, să prostească, dacă vreți să spun așa, pe cei ce au fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și încă de atunci, diavolul și-a făcut lucrarea și își face lucrarea. În Matei 13, Domnul Iisus Hristos ne avertiza cu privire la creștinii contrafăcuți, la credința ireală, la credința aceasta artificială și a faptului că această credință se va amesteca cu credința autentică, adevărată. Spune Matei 13, versetele 24 și 25 în felul următor. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarila lui. Și mai departe: dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. A semănat neghină între grâu și a plecat. Adică a semănat ce nu trebuie să fie în biserică.
asemănate genunchilor să fie în împărăția lui Dumnezeu. Lui Satan nu-i place să vadă sămânța bună. Și dacă nu poate să distrugă sămânța bună, va aduce lângă sămânța bună sămânță rea. Va aduce neghină, va aduce tot felul de buruiene care să afecteze sămânța bună pe care Dumnezeu o seamănă. Domnul Iisus Hristos avertiza și spunea: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Problema credinței este o problemă de inimă. Nu este o problemă de fațadă. Nu este o problemă de ceea ce noi reușim să arătăm celorlalți oameni, ci este o problemă de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Cum suntem noi în interiorul nostru? Noi de foarte multe ori știm că Dumnezeu se uită nu la ce se uită omul, se uită la inimă. Și Dumnezeu vede ce e inima. Eu în seara aceasta nu văd ce aveți în inimile dumneavoastră. Dumneavoastră nu vedeți ce am eu în inima mea. Nu știți poveri, nu știți păcate, nu știți nimic. Și nu știm nimic unii despre ceilalți. Dar Dumnezeu le știe pe toate. Și Dumnezeu știe dacă eu îl cinstesc doar cu gura sau dacă El este acolo prezent în inima mea și este plin de putere. Dacă El are loc acolo. Și ar fi bine să ne verificăm. Pentru că dacă nu suntem dintre cei despre care vorbește Pavel când scrie lui Tit, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Degeaba ne putem bate noi cu pumnul în piept, că suntem pocăiți, că suntem baptiști, că suntem credincioși. Dacă realitatea vieții noastre, dacă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră nu este ceva autentic, ci este pur și simplu artificiu, ci este pur și simplu ceva ce ne-am învățat să fim. E foarte ușor să te înveți să fii bisericos, să te înveți să fii religios. Poți. Oricine poate să facă lucrul acesta. Dar e foarte greu să discerni, să fii sensibil la lucrarea, la prezența, la puterea Duhului Sfânt, la ceea ce face Dumnezeu înăuntru tău, la ceea ce face Dumnezeu în biserică, la ceea ce face Dumnezeu în jurul tău. Și acolo se vede lucrarea lui Dumnezeu. În timp ce biserica primară creștea, în timp ce biserica ajunge să fie plină de putere, se dezlănțuie persecuția, se dezlănțuie puterea celui rău și se întâmplă lucruri ciudate. Dușmanul dorește să lovească și să atace și să distrugă. Dacă nu va reuși să distrugă biserica din exterior prin persecuție, va distruge biserica din interior prin pervertirea Evangheliei, prin compromiterea Evangheliei, prin învățături mincinoase, prin un standard și o trăire falsă. Uitați-vă la Cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 4, după ce vedem în capitolul 2 cum se pogoară Duhul Sfânt, cum e plin de putere Petru, cum predică Evanghelia, cum mii de oameni se întorc la Dumnezeu. Și vine în capitolul 4 prima persecuție, vin primele probleme în biserică. În capitolul 5, nu mai sunt probleme de afară, sunt probleme dinăuntru. Anania și Safira vor să fie interesanți. Și sunt fățarnici. Mint și ajung să mintă chiar pe Duhul Sfânt. Și mor, sunt pedepsiți. După aceea, în capitolul 6, diavolul stârnește neînțelegeri între frați. De la ce? De la împărțirea ajutoarelor, la mâncării. Și ucenicii apostolii se opresc și spun: trebuie să luăm o pauză. Trebuie să alegem diaconi, să rezolvăm problema asta. Noi trebuie să fim dedicați predicării Evangheliei. În capitolul 7, Ștefan este primul martir al bisericii. Persecuția deja atinge un nou nivel și este ucis cu pietre. Atacată biserica din nou din exterior. Și în capitolul 8, la începutul acestui capitol, spune cuvântul lui Dumnezeu: în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și ale Samariei. Observați ce se întâmplă în biserică. La doar câteva momente de la un apogeu spiritual al pogorârii Duhului Sfânt, sunt tot felul de frământări și tot felul de lupte. Și toate sunt sub controlul lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii aceștia, apostolii aceștia, au înțeles ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus în Fapte 1 cu 8 și le-a spus foarte clar: în veți fi martori. Dar n-au vrut să facă ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Și atunci Dumnezeu a spus: ok, diavolul poate să facă și el un pic de persecuție peste biserică. Și vă împrășteați voi. Și s-au împrășteat și s-au dus în Samaria și s-au dus și în alte părți și așa ajunge Evanghelia acolo unde își dorește Dumnezeu să ajungă. O credință cel puțin ciudată sau artificială are câteva caracteristici și vă voi da patru caracteristici ale acestei credințe în această seară, la care să ne uităm, pe care să le înțelegem și prin care să ne dăm seama ce fel de credință avem noi sau ce fel de credință ne este prezentată de alții. Și să nu înghițim gălușca și să nu mușcăm momeala, să cădem în
lipsa aceea de discernământ în care să știm și să spunem, a, toate sunt bune. Dumnezeu la sfârșit le va vedea pe toate. Dumnezeu ne dă avertismente și Dumnezeu ne lasă cuvântul Lui ca să avem discernământul de care avem noi nevoie pentru a ști ce e a Lui și ce nu e a Lui, ce vine de la El și ce nu vine de la El. Prima caracteristică a unei credințe ciudate este o privire egocentrică asupra sinelui sau o înălțare a sinelui. Primele versete, 9 la 11. Din pasajul din care vorbesc în această seară, spun în felul următor. În cetate era un om numit Simon, și ascultați aici, care zicea că este un om însemnat. Interesant, Simon ăsta. El se înălța singur. El zicea că e cineva important. El avea o părere foarte înaltă despre sine. Toate lucrurile se învârteau în jurul lui în cetatea respectivă. Și cuvântul ne descrie mai departe cum era el. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. L-ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Observați ce interesant. Un om care făcea tot felul de scamatorii. Tot felul de farmece, că în Galateni era întrebarea aia, cine v-a fermecat pe voi? Avea puterea aceasta, omul acesta, să-i vrăjească, să-i zăpăcească pe oameni. Și o făcea prin semnele pe care le făcea și o făcea probabil prin discursul și prin modul de a distrage atenția, dar pe lângă asta, în spatele lui și în spatele oricărui magician, oricărui vrăjitor, stă puterea celui rău, stă lucrarea celui rău. Stă ceea ce Dumnezeu condamnă și ceea ce Dumnezeu numește de condamnat. Deuteronom, capitolul 18, versetele 12 la 10 la 12 ne spun și le-au spus poporul Israel în momentul în care ei au luat țara să nu preia de la oamenii de la care au cucerit țara obiceiurile lor. Și spune acolo, să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul lui prin foc, pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o rușine înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Vedeți? Există o seducție înșelătoare în orice lucrare a celui rău și Simon acesta îi vrăjea, îi fermeca pe cei care îl urmăreau și îl ascultau. Și aceștia îl adorau. Aceștia au devenit fanii lui. El a devenit o vedetă cu foarte mulți fani. Și toți stăteau și urmăreau cu uimire și erau fermecați de tot ceea ce făcea el. Și el spune cuvântul că era un om mare, însemnat, important. Un om care se credea cineva megaloman, megastar, absorbit de sine, care credea că este atotputernic. Și nu respingea nicio laudă la adresa lui. Observați că ei ziceau, oamenii ziceau deja, asta e puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Și nimeni de acolo nu se gândea. Pentru că trăiau într-o cultură în care oricine se ridica și făcea ceea ce făcea, era privit ca un zeu. Și aducea o adorare acestui om. Întotdeauna, înșelătoria va avea o subtilitate înțepătoare. Spune cuvântul aici că l-ascultau cu luarea minte. Vedeți ce ușor e? Să ascult și să fii foarte atent. La ce? La niște discursuri și niște înșelătorii. L-ascultau cu luarea minte. L-ascultau cu băgare de seamă, l-ascultau cu toată atenția lor. Până acolo încât îi duce la blasfemie pe acești oameni. Oamenii spuneau că asta e puterea lui Dumnezeu cea mare. Simon pretindea că face ce face cu puterea lui Dumnezeu și n-a respins nici măcar un moment că ar fi vorba despre puterea lui Dumnezeu, dar noi știm că există mai multe puteri, există mai multe forțe și locul în care ne dăm seama că ceva nu e în regulă este atunci când sinele este înălțat. Este înălțat mai sus decât ar trebui să fie. Am observat în partea întâi pe care am citit-o la Filip, în versetul 5, că Filip făcea un lucru, spune cuvântul că propovăduia pe Hristos. Propovădea pe Hristos, propovădea Evanghelia, propovădea cuvântul lui Dumnezeu. Și nu semnele și minunile erau pe primul loc. Și nu experiența era cea pe care punea Simon accentul, ci pe Hristos. Semnele doar însoțeau Evanghelia pe care o predica Hristos. Semnele doar veneau ca să completeze și să arate puterea lui Dumnezeu cea mare. Dar Filip nu era preocupat cu semne și se ducea să facă semne ca să convertească oameni,
Și Filip propovăduia, predica pe Hristos, îl înălța pe Hristos, îl proclama pe Hristos. Ce credeți că predica? Ce spune Pavel în Galateni? Pe Hristos și pe El răstignit, nimic altceva. Moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, Evanghelia curată. Moartea lui Hristos pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Asta făcea Filip acolo. Asta face când se întâlnește mai târziu puțin cu famenul etiopian și dezleagă misterul din Isaia și îl aduce pe acesta în momentul în care se decide să fie botezat. Propovăduiește pe Hristos, îl înalță pe Hristos. Totul este despre Hristos. Pavel spune în 2 Corinteni 4:5 în felul următor, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Sunt mulți astăzi și la multe personalități religioase, predicatori renumiți. Auzi expresia, eu am făcut, am fost, voi face, voi merge. În asta și în cealaltă. Și totul e vorba despre ei. Foarte mult e despre ei. Despre ei. Simon avea același discurs. Cei ce sunt tineri au zis de TED Talk. Discursurile alea. Sunt oameni care stăpânesc arta oratoriei. Mai bine decât mine, mai bine decât orice predicator care există în lumea aceasta și pot să vă convingă și pot să ne convingă despre orice. Pentru că dețin arta aceasta. Și oratoria poate fi o vrăjitorie. Poate să te ducă omul cu vorba și să nici nu știu unde te-o dus. Dar unde e punctul sensibil? Unde e punctul care ar trebui să-ți aprindă beculețul și să spună ceva nu-i în regulă? Credința pe care mi-o vestește, lucrurile pe care le aud, nu-s despre Hristos. Hristos e prea puțin promovat. Hristos e prea puțin înălțat. Hristos e prea puțin pus unde trebuie să fie pus, la loc de cinste. Ci omul este înălțat mai presus de Hristos. Sunt astăzi păstori populari, predicatori populari, oameni pe care noi îi urmărim și pot să fie oamenii lui Dumnezeu. Nu credeți că judec pe cineva, nu despre asta e vorba, ci vreau doar să vă îndemn la discernământ și la mare, mare atenție și la mare, mare sensibilitate. E nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în orice situație și în orice loc. Să știm ce vine de la Dumnezeu și să știm ce nu vine de la Dumnezeu. Și atunci când ceva nu-L promovează pe Hristos, 100%, nu 99%, 100% trebuie să fie despre Hristos. 100% când vă vorbesc, trebuie să vă vorbesc despre Hristos. Și să vi-l aduc pe Hristos înainte. Și să fie Hristos cel ce se ia loc de cinste. Atunci e o problemă acolo. Când eu vorbesc despre mine, despre ce am făcut eu, da, poate fi o ilustrație mică, scurtă, dar care să nu distragă atenția și să nu distrugă atenția și să nu ne îndrepte privirea spre altceva. În fiecare dintre noi există o doză mai mică sau mare de mândrie. Și diavolul folosește uneori acest lucru ca să ne distrugă credința, ca să ne saboteze umblarea cu Dumnezeu și ne ridică. Și asta e lucru care l-a făcut pe el să cadă. A vrut să fie ca Dumnezeu. În Geneza, Adam și Eva, să fie ca și Dumnezeu. Și noi, ca predicatori, vă spun din proprie experiență, avem această amenințare, acest pericol, să dorim să fim cineva sau ceva. Dar nu e vorba despre noi. Aș putea să vin înaintea dumneavoastră și să vorbesc bâlbâit, să vorbesc încurcat și vorbirea mea să nu fie foarte bună și foarte aleasă, dar în momentul în care îmi deschid gura, Duhul lui Dumnezeu să intre în inima dumneavoastră și să vă răscolească acolo și să scoată de acolo tot ceea ce nu-i plăcut lui Dumnezeu. Ar conta? Ce renume? Cine vorbește? Ar fi important? Să știm cine este? Nu. Hristos e important și ceea ce face El. Noi trebuie să fim atenți să nu cădem, pentru că Pavel ne avertizează cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Iar Iacov ne spune în 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Atunci când avem o privire egocentrică asupra sinelui, asupra noastră, avem tendința să nu ne mai gândim la Dumnezeu ca fiind ceva extraordinar, ci îl facem pe Dumnezeu mic. Și ne gândim la noi. Simon zicea că este cineva. Un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. Când eu cresc și mă maturizez spiritual, Hristos crește. Dumnezeu crește și îl văd mai glorios pe Hristos și îl văd mai important pe Hristos. În momentul în care eu mă plafonez, în momentul în care eu mă ridic pe mine, Hristos începe să scadă. Ioan spunea că El trebuie să scadă și Hristos trebuie să crească, să se mărească.
Îmi face bine să ne vedem și să ne verificăm această privire introspectivă în care să vedem cum ne vedem pe noi înșine, cum ne uităm la alții și Dumnezeu să ne păzească de această tendință de a ridica pe unii deasupra altora, de a ridica pe unii, unele biserici sau unii predicatori deasupra altora. Dumnezeu da bisericii sale și când spun bisericii sale, spun bisericii sale locale, ceea ce are nevoie biserica locală ca să crească, să-și desfășoare lucrarea și slujirea în locul în care a așezat-o. Acum avem antene deschise și putem să vedem multe alte lucrări și alte lucruri. Dar Dumnezeu lucrează prin biserică și Dumnezeu lucrează prin oamenii Lui din biserică. Și de dimineața ați auzit, inițiativa e întotdeauna Lui Dumnezeu. Inițiativa o face Dumnezeu. Dar omul este implicat. Dumnezeu va implica oameni. Și nu va implica oamenii ca să fie ei importanți, ci va implica oamenii ca oamenii să impacteze alți oameni care să fie aduși la Hristos. Ca oamenii implicați de Dumnezeu să influențeze alți oameni să vină la Hristos. Așa lucrează Dumnezeu. Exod, predica de dimineață. Dumnezeu se promovează pe sine și Dumnezeu vrea să aibă întotdeauna primul loc. Și dacă vezi un om care începe să se creadă mai inteligent, mai înțelept, mai important, mai superior decât alți oameni, e o problemă acolo. Pentru că imediat ajunge să fie mai important decât Dumnezeu. Și oamenii îl ascultă pe el mai mult decât sunt gata să-l asculte pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nu-i place idolatria de genul acesta. A doua caracteristică a unei credințe, cel puțin ciudată, este o privire exterioară asupra salvării. O privire din exterior asupra salvării. Versetele 12 și 13 spune cuvântul lui Dumnezeu, dar când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia, spune cuvântul, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Aici e punctul de cotitură. Mulți oameni din Samaria ascultă predicarea lui Filip. Și Filip nu predică o evanghelie străină, spune, predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, care e aceeași evanghelie pe care o predica Pavel, pe care a predicat-o Petru, de care vorbește despre moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Aceeași evanghelie care trebuie predicată și astăzi, moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Despre asta e vorba, despre asta vorbește toată Scriptura. Despre asta se îndreaptă toată atenția noastră. Și el propovedea Evanghelia. Și oamenii spun în cuvântul lui Dumnezeu, aici au crezut și imediat după aceea au fost botezați. Chiar și Simon, spune, cuvântul a crezut și chestia asta m-a pus pe mine puțin în confuzie și m-a făcut să mă întreb mai multe și vom vedea imediat ce-a crezut Simon. Și-a fost și botezat, numai că a crezut, da? El a auzit, ca și ceilalți, a crezut, nu ca și ceilalți, și-a fost botezat, ca și ceilalți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, privea cu uimire semnele pe care le făceau Filip și ceilalți. El era foarte atent la ceea ce se întâmpla. A ajuns Simon să-l vadă pe Filip, un magician mai bun decât el. Unul care stăpânea mai bine lucrurile decât el. Și era uimit, era mirat. Și în loc să se focalizeze Simon pe schimbarea interioară, s-a focalizat pe lucrurile exterioare, pe experiențe. Cât de mult căutăm și noi astăzi experiențe. Ne place să auzim povești, ne place să auzim despre minuni, despre lucruri pe care le face Dumnezeu cu multă putere. Astea sunt mai interesante. De ce să vin să-l ascult pe fratele Dani, care de la un moment dat devine plictisitor, că deja ne-am prea învățat cu el. Sunt mai interesante experiențele. Eu nu zic nu. Sunt mai interesanți alți predicatori. Eu nu zic nu. Dar ne focusăm pe ce nu trebuie. Pentru că la fel ca și Simon, ne uităm la ceea ce se vede, la ceea ce izbește privirea, la ceea ce ne sare în ochi. Că noi nu ne putem uita la inimă. Dacă am putea să ne uităm la inimă și am vedea inima unor oameni, am fi dezamăgiți. Sinceritatea adevărată îi duce pe unii oameni la pocăință și la schimbare și samaritenii au parte de această sinceritate adevărată. Vestea bună a împărăției este vestea de care ei au nevoie, o primesc, sunt botezați, toate lucrurile sunt bune pentru samariteni. În timp ce vedem în zilele noastre că lucrurile s-au schimbat mult, aici vedem exact ordinea potrivită a lucrurilor. Oamenii aud predicarea Evangheliei, după ce aud predicarea Evangheliei cred în Domnul Iisus Hristos și după ce cred în Domnul Iisus Hristos sunt botezați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi și în lumea noastră religioasă s-au schimbat lucrurile. Se botează copilul de mic și alții mărturisesc credința în locul lui. În Scriptură ordinea a fost invers. Trebuie să auzi, trebuie să crezi și după aceea ești botezat. Degeaba ai fost botezat și după aia vei crede. Botezul ăla nu-i valabil.
Botezul nu mărturisește moarte, îngropare și înviere împreună cu Hristos. Botezul acela nu mărturisește moartea lui Hristos pentru păcatele tale. Botezul acela nu mărturisește încrederea ta în Hristos. Botezul acela nu reprezintă nimic. Samaritenii au auzit, au crezut și au fost botezați. Sinceritatea lor e adevărată. Seriozitatea ascultării lor este extraordinară. Oamenii aceștia erau păgâni. Oamenii aceștia nu erau oameni obișnuiți cu lucrurile și cu ritualele religioase. Ei pentru prima dată aud Evanghelia, aud ce li se spune că trebuie să facă și îi ascultă. Li s-a spus că trebuie să fie botezați, au fost botezați. De unde știm asta? Puțin mai încolo, Filip are încă o interacțiune cu un alt păgân și îl întreabă, crezi? Cred. Bun. Ce te împiedică să fii botezat? Uite apă. Și să coboară din car amândoi și sunt botezați. Filip a vorbit și despre botezul ascultării, mărturisirii Domnului Iisus Hristos și le-a spus acestor oameni și seriozitatea ascultării lor este un lucru de la care și noi putem să învățăm și să înțelegem foarte clar că verbul a boteza în original înseamnă a scufunda, nu a stropi, nu a face altceva, a scufunda. Și cei ce sunt botezați sunt cei ce au crezut. Și oamenii care au fost aici au vrut să se identifice cu Domnul Iisus Hristos într-un mod public. Au vrut să spună tuturor că și ei sunt născuți din nou și ei cred în Dumnezeu. Și e importantă distinția aceasta care se face, că sunt mulți oameni care cred. Cred în Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos, cred în Biblie. Dar nu sunt gata să se identifice cu Dumnezeu. Nu sunt gata să-L mărturisească pe Dumnezeu în apa botezului. Nu sunt gata să facă acest pas al dedicării în care să spună vreau să fiu ascultător, vreau să fiu serios în umblarea mea cu Dumnezeu. Și se opresc și se blochează acolo. Cum e credința lor? Nu e o credință împiedicată? Nu e o credință ciudată? În schimb, atunci când te uiți la Simon, vezi că sensibilitatea lui e absentă. El nu e sensibil la lucrarea Duhului. El nu e sensibil la adevărul Evangheliei. El nu e sensibil la ceea ce vrea să facă Dumnezeu. El are o credință, dar crede în lucrurile pe care le vede, în semne, în minuni, în ceea ce vede la Filip făcând. Și mai târziu, când îl condamnă, Petru spune, crezi? Ai crezut că darul acesta se primește, se capătă cu bani. El a crezut că poate să obțină ceva prin bani. Și nu e așa. Iacov 2:19 spune că și dracii cred și se înfioară. Credința lui Simon a fost o credință exterioară, o credință de suprafață, o credință de aceasta poleită, o credință care nu mântuiește, o credință care nu schimbă omul. Biserica, spunea un pastor, că a slăbit foarte mult în ultimii ani de zile din cauza că în biserică s-au infiltrat oameni care n-au crezut în Domnul Iisus Hristos, ci doar au trecut prin apa botezului și lucrarea Duhului Sfânt nu este prezentă în viețile lor. Au luat doar o haină creștină, religioasă și asta slăbește biserica. Să devii creștin, să devii mântuit, spun și în Cartea Galateni și spun și acum, nu depinde de fapte, nu depinde de ce poți să faci tu, nu depinde de ce poți să cumperi tu, nu depinde de ceea ce ești tu, ci depinde de credința pe care o ai, depinde de ceea ce ai crezut, cum ai crezut, când ai crezut. E ușor să devii religios, să înveți să joci un rol, să înveți cum să te porți ca un credincios, ca un creștin, să înveți să joci într-o piesă a bisericii. E ușor asta. Oricine poate să învețe. N-ați văzut oameni care nu mai beau, care nu mai fumează, care nu mai merg în locuri depravate, care nu mai fac fapte rele, care nu mai mint pe măsura în care se poate, care trăiesc o viață foarte molară. Ați văzut foarte mulți. Există foarte mulți oameni de aceștia. Dar nu asta reprezintă credința lor adevărată. Pentru că dacă lași pe Hristos să intre în viața ta, lucrurile se vor schimba, lucrurile se vor transforma, lucrurile vor fi altfel. Când se aude la Ierusalim vestea că în Samaria oamenii s-au pocăit, oamenii s-au întors, s-au acceptat Evanghelia, cei din Ierusalim zice, nu se poate, trebuie să mergem să verificăm. Trebuie să trimitem o delegație în Samaria să verificăm. Samaria nu era foarte departe de Ierusalim, știm și noi lucrul acesta, și îl trimit pe Ioan și pe Petru acolo să vadă. Versetele 14 la 17. Era încă o problemă acolo, că nu s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Și asta e o problemă care dă bătaie de cap multor teologi. Cum se poate? Cum vine Duhul Sfânt? Când primim Duhul Sfânt? Și se creează multe dezbateri pe lucrul acesta. Ceea ce se întâmplă aici în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, este un moment tranzitoriu. Prima dată neamurile au crezut și au primit Evanghelia. Și se pare că Dumnezeu face o oprire, o blocare a Duhului Sfânt până ajung apostoli acolo ca să vadă și să autentifice credința lor, să certifice, dacă vreți, acea credință că este la fel ca și a lor. Și de aceea Dumnezeu probabil că a oprit lucrurile, ca motiv, ca unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a oprit lucrurile și nu a venit Duhul Sfânt în momentul în care au crezut, cum s-a întâmplat în alte ocazii. Noi știm astăzi că Duhul Sfânt vine în momentul în care crezi. Noi știm că Duhul Sfânt nu se primește prin punerea mâinilor. Noi știm că Duhul Sfânt nu vine prin stăruință.
Noi știm că nu se întâmplă lucrul acesta, pentru că vedem în Cuvântul lui Dumnezeu și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, știm și diferența între plinătatea Duhului Sfânt și primirea Duhului Sfânt. Știm și ar trebui să știm toate lucrurile acestea. Dar aici avem un pasaj care creează confuzie. Un alt motiv pentru care Duhul Sfânt nu vine era și pentru faptul că acolo exista o scindare, o separare. Iudeii cu samaritenii, știți și dumneavoastră foarte bine istoria lor. Se iubeau oamenii aceștia? Nu prea. Ca ceapa la ochi. Deloc. Dacă s-ar fi putut, s-ar fi bătut ori de câte ori avea ocazia. Și Domnul Iisus Hristos și ucenicii lui ocoleau Samaria când trebuia să treacă pe acolo. Și când ucenicii l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos vorbind cu samaritean, că au fost mirați de ceea ce se întâmplă acolo. Exista o diviziune, exista o separare și izraeliți, iudeii, evrei îi priveau într-un mod josnic pe samariteni. Aceea situație ca și galatenii. Îi priveau pe cei dintre neamuri ca și, ăștia sunt vredni de disprețuit, ăștia sunt dușmanii noștri. Și Dumnezeu oprește lucrurile. Și vine și se face această lucrare doar în momentul în care ajunge Ioan și Petru acolo, pentru că ăștia erau evrei, ca să vadă ei, să vadă cei de la Ierusalim, că Dumnezeu nu face diferențe. Că Dumnezeu nu ține cont de fața omului, ci are o mântuire care e valabilă și pentru samariteni, și pentru evrei, și pentru galateni, și pentru români, și pentru maghiari, și pentru oricine altcineva. Dumnezeu dă la o parte diferențele care pot să fie în biserică și arată că în biserică lui nu vor mai exista diferențe de rasă, de etnie sau de altă natură, ci toți vor fi una. Și din această cauză, cred că Dumnezeu a oprit aici puțin lucrurile și mai se întâmplă un fenomen de genul acesta în Fapte 10, când Corneliu primește Duhul Sfânt și cei ce sunt botezați acolo. Dar până acolo, suntem aici și vedem cum lucrează Dumnezeu. Și faptul că El zidește o singură biserică, un singur trup, Efeseni ne spune foarte clar lucrul acesta. Și cartea Faptele Apostolilor este o carte de tranziție. Nu este o carte de doctrină. Să scoți trei învățături de aici și să spui așa se primește Duhul Sfânt e o greșeală de interpretare. Și noi trebuie să fim foarte atenți la aceste greșeli de interpretare. Și pentru noi o lecție bună aici este când vedem ceea ce se întâmplă și modul în care Dumnezeu lucrează atât între neamuri cât și între evrei, noi trebuie să înțelegem că noi nu trebuie să facem diferențe. Da? Și noi avem, știți, noastră, problemele noastre etnice. Românii cu maghiarii, românii cu romii, românii cu ucrainienii și așa mai departe, și unii cu alții. Și noi nu avem dragoste cum ar trebui să avem față de toți oamenii. Dar vine Dumnezeu și ne spune, eu iubesc pe toți la fel. Și voi trebuie să faceți la fel ca mine, n-aveți nicio șansă. Cum ne iubi Dumnezeu pe noi, așa trebuie să iubim și noi pe ceilalți oameni. Și asta e lecția pentru noi. A treia caracteristică a unei credințe ciudate, și deschideți bine urechile aici, că e o problemă importantă, este o privire economică asupra Sfântului Duh. Versetele 18 la 20. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Vedeți, între magicieni, între vrăjitori, era un lucru obișnuit să-și cumpere scamatorile. Unul venea, avea mai multe experiențe, vindea și la ceilalți. Și se duceau în altă parte și vindeau și la alții și în ziua de astăzi, dacă vreți, intrați pe internet și sunt locuri unde puteți să cumpărați trucuri de magie. Dar nu vrăjitorie, magie. Nu mergeți la vrăjitorie, că e periculoasă. Se face să dispară un iepuraș într-o pălărie, chestii de genul ăsta. Știți trucurile astea simple de magie, care le plac copiilor într-un mod special. Simon era obișnuit cu chestia asta. Și el știa, măi, ăsta e un truc nou. Ăștia au ce eu nu am. Cum aș putea să cumpăr? Și el s-a dus direct, a scos tot ce a avut, pentru că în meseria lui făcea bani, deci el nu vrăjea oamenii gratis. El îi vrăjea pentru bani. Și avea bani și a zis, poftiți, de aici dați-mi și mie. Vreau și eu ce aveți voi. Reacția lui Petru mă șochează. Petru nu-i diplomat, nu a fost niciodată. Dar în cazul ăsta e foarte tranșant. Și merge până acolo încât îi spune banii tăi să piară împreună cu tine. Acum, dumneavoastră știți, nu-i prea plăcută vorbirea asta. Nu poți să-i o spui așa unui om, da? Vine cineva la biserică și să-i spui banii tăi să piară împreună cu tine, nu mă interesează banii tăi. Se șochează. Cum vorbești așa? Nu numai să piară banii, să pierd și eu, pe de ce să pierd eu? Dar Petru asta spune și spune și de ce. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra, se poate lua cu bani. Vezi, mai devreme am văzut despre credința lui, că el o crezut și el. Și aici ne spune ce o crezut. O crezut că cu bani poți să ajungi la Dumnezeu. Cu bani
poți să deții ceva care să-i controleze pe alții. Secretul lui este constatat și imediat se vede că motivația lui era greșită, că ceea ce era în inima lui era greșit și tot ceea ce se întâmplă cu el e total greșit. Și banii nu sunt o problemă, ci iubirea de bani e o problemă. Și omul acesta se pare că iubea banii. El și-a dat seama că acolo e o sursă de câștig fără limită. Cum așa? Simplu. Ai niște trucuri care poți să le dai la alții cum? Prin punerea mâinilor. Păi aia la care le dai trucul respectiv, ce fac? Plătesc, că doar și tu ai plătit. Afacerea e în floare. Din punctul meu de vedere, trăim vremuri în care biserica, religia, pentru unii e o afacere și o sursă de îmbogățire. Și trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim foarte atenți. Nu știu dacă ați auzit de predicatori care au avioane personale. Nu vă șochează. Un predicator care are nevoie de avion personal. Predicatori care au case pe insule exotice. Nu e șocant. Predicatori care se îmbogățesc foarte repede și foarte mult. Nu e șocant. E șocant. De ce? Pentru că e banul, problema. Starea lui Simon e condamnată de Dumnezeu și condamnată de Petru într-un mod în care noi n-am avea curajul să o condamnăm. Acum, nu știu, câți dintre noastre ați avea curajul să spuneți cuvintele astea altcuiva? Dar sunt oameni care au impresia că cu banii ei vor rezolva orice. Gigi Becali. Nu vă să supără nimeni că îl folosesc ca exemplu, toată lumea știe. Construiește mănăstiri, dă bani la săraci, face biserici, face ce vrea el. El are impresia că toată lumea se învârte în jurul lui. Și asta e la scară mare, dar sunt și la scară redusă. El cu bani crede că își va lua locul în cer. Merge la Athos, cumpără acolo toate mănăstirile, plătește toți călugării de acolo și se roagă toți pentru el și lucrurile se vor rezolva. Ceea ce a făcut Simon aici, a lansat și a condus la păcatul Simoniei în biserică. Ați auzit în biserică de ideea aceasta de a cumpăra beneficii de la biserică pe bani. Da? Se mai practică încă. Vrei să ajungi preot într-o anumită parohie? Trebuie să plătești. Știi, trebuie unde să mergi să plătești. Vrei să obții anumite indulgențe de la biserică? Vrei să obții anumită iertare? Trebuie să știi cui să-i dai bani. Trebuie să cumperi niște relicve religioase, da? O bucată din crucea lui Hristos, o bucată din cămașa lui Hristos și să vinde și deja kilometri de cruce și kilometri de cămăși de-a lui Hristos. Să nu mai discutăm despre moaște și despre alte lucruri și despre alți sfinți. Se practică în biserică păcatul ăsta. Și trebuie să fim atenți la el și trebuie să fim atenți la noi, să nu fim prinși în această cursă. Starea aceasta e condamnată și noi trebuie să o condamnăm și să nu lăsăm ca falsul să fie promovat, ca momentul acesta în care vedem că lucrurile nu sunt în regulă să înainteze. Petru confruntă, dar el nu confruntă păcatul, confruntă sufletul care se zbate în acel păcat și spune lui Simon direct: banii tăi să piară împreună cu tine. Eu spun așa dur și așa direct pentru că Petru știa că el trebuie să se trezească la realitate. Și cum îl trezești pe un om mai bine la realitate? Spunându-i adevărul. Și spune adevărul direct. Noi astăzi nu avem curajul să facem asta. Ci astăzi primim tot felul de lucruri. Nu vi se pare ciudat că noi acceptăm teologia aceasta a prosperității, chiar dacă nu o acceptăm pe față? Vin unii și spun, gândește pozitiv, roagă-te și vezi lucrurile așa și ți se va întâmpla așa cum gândești. Și noi zicem, da, așa e. Și tot aia ne spun să virăm bani în conturile lor. Dumnezeu taxează teologia prosperității în detrimentul teologiei Duhului Sfânt. Observați în această întâmplare, zice, ai crezut că darul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, se poate manipula, se poate cumpăra cu bani, se poate face cum crezi tu. Trebuie să asigurăm că noi nu avem aceeași gândire, aceeași teologie în viața noastră. Vedeți, e ușor să ne gândim și noi la Dumnezeu în același mod. Că Dumnezeu e la dispoziția noastră. Dumnezeu e un fel de lampă al Aladin și mergem la Dumnezeu ori de câte ori avem nevoie, avem un examen, avem o problemă de sănătate, avem o problemă la serviciu, avem o problemă financiară, mergem la Dumnezeu și zicem, Doamne, 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 ajută-mă. Și Dumnezeu e dator să ne ajute. E aceeași teologie a prosperității, dar într-o altă formă. Dumnezeu dorește să facă lucruri pentru noi, dar El le face pentru slava Lui. Și atunci când noi îi cerem ceva de la Dumnezeu, noi trebuie să fim atenți, să ne rugăm cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos și să-i spunem voia ta să se facă, nu voia mea. Nu mergem la Dumnezeu și spunem, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Ci voia ta să se facă în toate lucrurile.
Și asta e lucrul care trebuie să ne marcheze pe noi, ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră și să înțelegem că nu este un Dumnezeu pus la dispoziția noastră să ne slujească, ci noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca să-L slujim. A patra caracteristică acestei credințe ciudate este o privire evazivă asupra stării personale. O privire evazivă, o privire așa cu nebăgare de seamă asupra stării personale. Versetele 21-24. Petru continuă avertismentul pe care îl dă lui Simon și spune în felul următor: tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă ești te cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a zis. Observați discernământul pe care îl are Petru aici? Întrebare. O putut să vadă Petru inima lui Simon? Da sau nu? Prin Duhul da. Dar fizic nu a văzut-o, că nici măcar nu i-a făcut operație să se uite la inimă dacă bate sau nu. Ci Petru prin Duhul, Petru prin acțiunile pe care le-a văzut la Simon, că a văzut niște acțiuni, a văzut niște vorbe, spune: inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Vorbe grele, din nou continuă să spună. Eu nu vă văd inima dumneavoastră. Dumneavoastră nu vedeți inima mea în seara aceasta. Nu știți ce e acolo, eu nu știu ce e acolo. Dar numai prin Duhul și numai sub călăuzirea Duhului poți să spui astfel de cuvinte. Și la călăuzirea Duhului Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu vine și își cercetează inima, El îți descoperă că inima ta nu este bună înaintea Lui. Și tu trebuie să te cercetezi și să accepți asta. Observați, Dumnezeu nu numai condamnă, aici e un lucru foarte interesant, că noi avem impresia că Dumnezeu doar ne judecă și ne condamnă și ne spune că nu suntem buni. Nu despre asta e vorba. Dumnezeu ne arată că nu e nimic bun în noi și Dumnezeu vine și ne spune: dar eu sunt bun. Spune Petru aici: pocăiește-te de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale. Deci are o șansă, există speranță pentru cel mai rău păcătos, pentru cel mai mare magician, vrăjitor. Există o șansă și pentru noi există o șansă, indiferent cât de rea ar fi inima noastră, indiferent cât de înșelătoare ar fi inima noastră, indiferent cât de multe păcate sau probleme ar fi acolo. Dumnezeu ne mai dă o șansă și ne spune aceleași lucruri: pocăiește-te. Vine Petru și spune: inima ta nu-i bună. Nu-i bună, nici inima mea nu-i bună, nici inima noastră nu-i bună. Stați liniștiți, inima nu numai lui Simon a fost bună. Dar vine și ne spune: pocăiește-te. Întoarce-te la mine, schimbă-ți inima. Vino să-ți dau o inimă nouă. Petru știe tot despre Simon acesta. Îmi place, mă frapează răspunsul lui Simon. Îi spune: roagă-te să ți se ierte păcatele. Și Simon zice: rugați-vă voi pentru mine să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a spus. Problema cea mai mare a lui Simon nu era vrăjitoria, nu era practica lui, nu era obiceiurile lui, nu erau banii, nu erau celelalte lucruri, ci era faptul că inima lui nu era curată înaintea Domnului. Și noi știm și am spus deja că Domnul se uită la inimă. Dar ce este în inimă, iese și în afara inimii și se vede în caracterul nostru, în umblarea noastră. Salvarea e posibilă pentru orice om, dar salvarea nu e forțată, nu e obligatorie. Nu te va obliga Dumnezeu să te pocăiești, Dumnezeu nu te va obliga să te întorci la El. Există o speranță în Hristos, există o speranță în pocăință, există o speranță să te întorci spre Dumnezeu și să accepți ceea ce Dumnezeu îți oferă, iertarea și neprihănirea Lui. Dar tu trebuie să faci lucrul acesta, că dacă nu faci, n-ai făcut nimic. Rămâi la fel cum ai fost. Pocăința e suficientă, e suficiența pocăinței se vede aici foarte, foarte clar. Mie mi-e teamă că astăzi noi nu vorbim despre pocăință suficient, pentru că nu vorbim despre păcat suficient. Ca să poți să vorbești despre pocăință, trebuie să-i arăți omului că trebuie să se pocăiască de ceva. Și ca să-i arăți că trebuie să se pocăiască de ceva, trebuie să scarpini acolo și să scoți puroiul ăla din rană și să faci să se vadă omul așa cum este el. Pocăința trebuie predicată și pocăința e singura cale prin care noi ne putem apropia de Dumnezeu. Este schimbarea care trebuie să vină în viața noastră, este ceea ce trebuie să se întâmple în inima noastră atunci când inima noastră este cu totul a lui Dumnezeu. Schimbarea aceasta e prețioasă în ochii lui Dumnezeu și în esență pocăința e o schimbare a minții. Dar pocăința e o schimbare a atitudinii și afecțiunii noastre care rezultă în acțiunile noastre și se va vedea. Atunci când e pocăință reală în viața noastră se va vedea. Pocăința în zilele noastre a ajuns să fie luată în batjocură, să fie ceva în care privești josnic și am fost înjosiți, poate unii dintre noi, poate chiar persecutați. De mine s-a râs după ce m-am întors la Dumnezeu. V-am spus mai demult că se râde acum și sunt atacați părinții mei, cu toate că ei n-au nicio treabă pentru crina, pentru mine, pentru alții. Și se râde poate de dumneavoastră, la locul de muncă, între prieteni, între fostul cerc de prieteni.
Și pocăința îi batjocorită, dar nu vă fie rușine. Pocăința a fost predicată de Domnul Iisus Hristos, a fost predicată de Ioan Botezător, a fost predicată de toți oamenii lui Dumnezeu, a fost predicată în cuvântul lui Dumnezeu și rămâne la fel de importantă și în zilele noastre cum a fost acum 2000 de ani. Și nu este nimic altceva care a trebuit predicat decât pocăința, chiar și pocăința pocăiților. Matei 3:2 spune pocăința, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Marcu 1:15 spune, el zicea, s-a împlinit vremea, împărăției lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ioan în Matei 3 adaugă în felul următor, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. În Fapte 26:20 spune, ci au propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri. Ce? Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Vedeți? Asta este lucru de care avem nevoie. Trebuie să înțelegem că noi, ca și ființe umane, suntem plini de fire amară și în lanțurile fără de legii. Fire amară e chestia, senzația care o ai de la fiară când ai așa gustul amar. Se întâmplă înăuntru nostru și să fii prins în lanțurile amărăciunii înseamnă că ești captiv în păcate. Și ăștia suntem noi. Dar Petru ne aduce aminte aici că există șansă, există speranță, există o posibilitate să ne pocăim. Dar din păcate, mulți oameni refuză. Știți ce fac mulți oameni? Preferă să lase pe altcineva să se roage pentru ei. Și fac cum a făcut Simon. Roagă-te tu pentru mine. Și știți de ce vor asta? Zice Simon să se roage pentru pocăința lui? Nu. Să nu mi se întâmple ce a spus că mi se poate întâmpla. Există o frică în om să nu moară, să nu ajungă în iad, dar nu există o dorință de a se întoarce cu adevărat la Dumnezeu și de a cere lui Dumnezeu ajutor în acest pericol în care se află. Rugați-vă voi pentru mine. Și de aia e mai ușor să mergi să dai bani la un preot să se roage pentru tine și de aia e mai ușor să spui la un păstor roagă-te pentru mine decât să stai tu să cazi înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne iartă-mă. Doamne iartă-mă, Tu mă cunoști, Tu mă știi, Tu vezi că nimic bun nu locuiește în mine, Doamne iartă-mă. Eu am făcut asta de câteva ori astăzi ca să pot să vin înaintea dumneavoastră, ca să pot să mă duc la Sașu Gătac să predic acolo. Am zis, Doamne iartă-mă, că Tu mă cunoști, poate sunt greșeli pe care nici nu le știu, Doamne iartă-mă. Poate sunt păcate pe care nici nu le văd, Doamne iartă-mă. Doamne arată-mi. Care sunt problemele mele, care sunt păcatele mele, care sunt slăbiciunile mele, care sunt lucrurile care pot să împiedice lucrarea Ta, care sunt lucrurile care pot să blocheze lucrarea Ta. De ce? Pentru că vreau să mă pocăiesc. Pentru că vreau să fiu cu totul al Domnului, pentru că vreau să fiu predat Domnului și pentru că vreau ca Domnul să lucreze cu putere în mine. În Fapte 18, în Fapte 19, puțin mai târziu, niște vrăjitori se pocăiesc, spune cuvântul lui Dumnezeu, alți vrăjitori. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aceștia și-au adus cărțile lor și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor socotit era de 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspundea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Observați schimbarea pe care o face Dumnezeu în inima unor oameni care se pocăiesc cu adevărat sincer. Nu vând cărțile, care erau cărți de vrăjitorie. Nu le vând să scoată bani și să zică, mă, să am din ce să trăiesc. Nu. Și le ard în foc ca nimeni altcineva să nu mai fie atins de răutatea care este în ele. Sunt lucruri pe care și noi trebuie să le ardem în foc. Lucruri din trecutul nostru care ne urmăresc. Lucruri din trecutul nostru care ne agață, poate. Și dacă vrem să scăpăm, trebuie să le dăm un focul sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să vină peste viața noastră și să ardă și să curățească tot ceea ce nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Așa de mult îmi doresc să nu avem o credință ciudată, o credință artificială, o credință prefăcută, ci să avem o credință certificată, o credință verificată, o credință autentică, o credință puternică, o credință care să mute munții, o credință care să schimbe biserica noastră, o credință care să schimbe orașul nostru. Și ceea ce Dumnezeu i-a spus fratele Timotei, îmi spune și mie de multă vreme, Dumnezeu vrea să lucreze în biserica noastră și prin biserica noastră, în orașul nostru. Nu știm cum o va face, nu știm când o va face, dar știu sigur cum o va face, prin pocăință. Prin pocăința noastră, în primul rând, prin sfințirea noastră, prin curățirea noastră, prin predarea noastră, prin întoarcerea noastră cu toată inima la Dumnezeu. Dumnezeu va lucra. Dar Dumnezeu vrea să lucreze în mine, în primul rând, ca să poată lucra după aceea prin mine. El are inițiativa, da? El te implică pe tine și pe mine și El vrea să impacteze și pe ceilalți, am auzit dimineața, dar noi trebuie să fim gata să lăsăm pe El să lucreze, să fim gata să primim cercetarea Lui. Nu știu în această seară care-i starea credinței tale.
Dar știu că în anumite puncte credința noastră se clatină și avem și noi probleme în care sinele nostru este înălțat, în care salvarea este înlocuită cu tot felul de artificii, în care Spiritul sau Sfântul Duh îmbogățește și am vrea să aducă bogăție, doar prosperitate. Avem starea aceea de împotrivire. Avem și noi lucrurile acestea. Dar dacă vrem o credință plăcută lui Dumnezeu, credința aia e credința care se pleacă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mă. Doamne, Tu mă cunoști. Tu îmi cunoști inima mea. Tu știi că inima mea nu este bună. Și dacă este vreunul aici în seara aceasta care crede că inima lui e mai bună decât inima lui Simon, se înșală. Dar este vreunul aici care crede că inima mea, pentru că stau aici în fața noastră, e mai bună decât inima noastră, pentru că stați acolo în bancă, se înșală. Numai fiecare dintre noi ne știe mizerile din inimile noastre. Și Dumnezeu ne le știe. Și trebuie să venim înaintea Lui și să ne plecăm și să spunem: Doamne, mă pocăiesc. Mă întorc la Tine. Curățește inima mea, curățește viața mea. Spală-mă încă o dată în sângele Domnului Iisus Hristos ca să fiu folositor Ție și lucrării Tale. Ca să fiu folositor Ție și bisericii Tale. Dacă în această dimineață nu te-ai împăcat cu, în această seară, mă scuzați, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu încă și nu ai o credință certificată, credință care să îl aibă Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Hristos să fie pe primul loc în viața ta, nu religie, nu biserică, nu altceva, Hristos, moartea lui Hristos, jertfa lui Hristos, singura salvare, poți să te împaci cu Hristos, plecându-ți capul și spunând: Doamne, mântuiește-mi sufletul meu și viața mea. Vă îndemn și vă spun, în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă mai uitați la lucrurile exterioare, la vrăjitorii și la scamatorii, la vorbiri înțelepte și vorbiri strălucite, la oameni care fac tot felul de scheme. Că e jale. Creștinismul în care trăim noi este un creștinism înșelător. Credințele care se învârt în lumea noastră sunt credințe cel puțin ciudate. Nu vreau să folosesc alt termen. Și nu vă spun eu. Spune Domnul Iisus, Matei capitolul 7, versetele 22 și 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit sau predicat noi în numele Tău. Deci e vorba despre predicatori, oameni care stau cu cuvântul, oameni care au predicat și s-au lăudat că au predicat foarte mult și au ajuns foarte vestiți predicatori. Spune cuvântul mai departe: n-am scos noi draci în numele Tău? Ați auzit de batistele fermecate de pe arena națională? N-ați auzit, poate. Am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi minuni în numele Tău. Observați cum urcă. Au predicat. Au scos draci. Au făcut minuni în numele lui Iisus. Și vine răspunsul Domnului Iisus Hristos: atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Ăștia sunt oameni care au fost foarte activi spiritual, foarte populari. Și au fost oameni care s-au înșelat pe înșiși și au înșelat și pe alții. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să nu ne lăsăm fermecați, așa cum spune Pavel în Galateni, să nu ne lăsăm aburiți, așa cum vă spun eu, într-un termen mai actual, ci să căutăm o credință care schimbă viața. Copiii noștri, orașul nostru, avem nevoie de o credință autentică, o credință reală care schimbă vieți, care va aduce aici oameni și vor face să mărturisească credința și schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile lor. Nu oameni fermecați de tot felul de șmecherii și de tricuri. Și Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră cu astfel de credință autentică și noi să fim oameni care să fim tari în credință și să mărturisim această credință în care Domnul Iisus Hristos este înălțat. Și El își primește slava cum numai El o merită. Amin. Haideți să ne ridicăm.